binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere ai și toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată înțelăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purăși în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăim, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru spânumele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purăși în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce prin noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purăși în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacuvioase, Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Doamne, miluiește, 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 slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și purăși în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Mulțumitor fiind noi nevrednici robii Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce le-ai făcut acum asupra noastră, lăudând-Te, binecuvântăm, mulțumim, cântăm Ție și slăvim marea Ta milostivire. Și cu dragoste, ca niște robi strigăm Ție, Făcătorule de bine, Mântuitorul sufletelor noastre, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de binefacerile și darurile Tale, ca niște robi netrebnici învrednicindu-ne, în dar, Stăpâne, cu nevoință alergăm la Tine, mulțumire Ți aducem după putere și slăvindu-Te ca pe un Făcător de bine și a toate Făcători strigăm, slavă Ție, Dumnezeule, întru tot îndurau-Te! Și acum și pururea și zece vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutător a creștinilor, noi robii Tăi, agonisim mijlocirea Ta, cu mulțumire strigăm Ție. Bucură-te, prea curată, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și ne rugăm totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile cu rugăciunile Tale, grabnic ajutătoare. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului Tău. Cânta voi Domnului binefăcătorul meu și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Bucurați-vă inima mea de mântuirea Ta. Înțelepciune. Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire. Luăm aminte. Fraților, tot sufletul se supună în stăpâniri, căci nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt de la Dumnezeu sunt rânduite pentru aceia cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduiele lui Dumnezeu. Iar dregătorii nu sunt spaima pentru faptă bună, ci pentru cea rea. Voiești deci să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. Căci dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu spre bine.
căci nouă în zadar poarta sabie de vreme ce este slujitorul lui Dumnezeu și izbăvitorul mânie lui asupra celui ce săvârșește răul. De aceea nevoie este să vă supuneți nu numai de frica pedepsei, dar și pentru cugetul vostru, căci pentru aceasta plătești și dajdii, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în slujba lor neîncetat, deci dea dați deci tuturor celor ce sunteți datori, celui cu dajdia, dajdie celui cu vamă, vamă, celui cu teamă, teamă, celui cu cinste, cinste. Pace ție, celia ce ai citit. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citive. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărați-i vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primi și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta. Greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru nou preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul nostru popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivitare, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru toate binefacerile și darurile tale, pe care cum beajugare le-ai revărsat asupra noastră, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem mulțumire și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile tărăbitări și ca o milostivă totdeauna, împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Precum ai ascultat cu milosivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-a arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte,
Netrecându-ne cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor Tăi și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată. Trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca oarde de tot, bine primită să fie cu tot bunele stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei Tale și trimite totdeauna ca în îndura robilor Tăi, mila Ta cea bogată și îndurările Tale și izbăvește-te robii Tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Te iei Biserica Ta cea sfântă, comuna aceasta și pe tot poporul Tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, tu tot îndurate, împărate, auzi-ne și ne miluiește. Și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu putemă, ca niște rom neptremnici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru toate binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi aceștia și asupra comunei noastre. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te-a slăvit, îți cântăm și ne închinăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile noastre și cu milostivire nevrencit a ni se împlini cererile așa și de acum înainte, învrencește-ne pe toți, a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i, Doamne, de toată reaua întâmplare, dărește-le pace, liniște și bunăstare și ne vrencește pe toți întotdeauna cu mulțumirea aduce cele prea bune a grăii și a cânta Ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului de viață, Făcătorul Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor Săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră nevrence robilor Săi, pe care o aduce cu inimă smerită pentru facerile de bine pe care le-am primit de la Dânsul,
ca o tămâie cu bun miros, ca o ardere de tot bine primită, să fie lui Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre nevrednice robilor săi și buna cere și dorirea credincioșilor săi, totdeauna spre bine să o împlinească ca un milostiv și întotdeauna să ne dea faceri de bine nouă și sfinte sale biserici și atât credinciosul său popor Domnului, să ne rugăm. Ca să izbăvească Sfânta sa Biserică și pe robii tăi ce sunt de față și pe noi de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia și toți vrednoașii văzuți și nevăzuți și cu sănătate într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi totdeauna să-i îngrădească pe credincioșii săi rog Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat de morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu Cruzătorul Părinților noștri și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne adunați cu ajutorul Bunului Dumnezeu în această sală, pentru a ne aduce aminte că poporul român este un popor pragmatic, este un popor milostiv și care este foarte îngăduitor. De aceea, iată că nu doar în comuna noastră, ci și în alte părți, la votul care, la votarea care a avut loc, cu ajutorul lui Dumnezeu a ieșit același primar. Așa s-a întâmplat și cu președintele țării, prin aceasta dovedind că poporul este milostiv și spune dacă într-un singur mandat poate că n-a reușit să facă ceea ce și-a propus, mai acordăm încă o dată creditul nostru. E bine, poate că mulți au anumite planuri, se gândesc ceea ce trebuie să facă și nu au timp în doar 4 ani de zile. De aceea, și atunci când binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt pierdea o luptă, a trebuit acea pierdere datorită păcatelor lui. Iar când câștiga un război, spunea, Dumnezeu m-a ajutat să câștig. Niciodată nu se lăuda. Nu spunea că el a învins sau că el a biruit. Și cu ajutorul Dumnezeu a obținut acea victorie. E bine, probabil că nu întâmplător, această zi este o zi a unui mare sfânt, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Zvorotodemir. Poate că nu întâmplător mâine prăzduim, iată, un alt mare sfânt ocrotitor al Bucureștilor, Sfântul Dimitrie Basarabov. Și sigur că la Dumnezeu nu este nimic întâmplător, ci totul este pronie divină. De aceea îi mulțumim lui Bunului Dumnezeu pentru toate câte ni le dă nouă
Și ar trebui să știm că lumea aceasta o ține Dumnezeu prin Sfinții Săi. De aceea, pelerinajele care se fac la Cuvioasa sau la București sau astăzi la Tesalonic arată cât de mult iubește Dumnezeu lumea și mai ales arată cât de mult fac Sfinții care au trăit și ei pe acest pământ și acum s-au mutat în Împărăția lui Dumnezeu, cât de mult ajută ei pe cei care sunt în preajma aceia, satele, orașele sau chiar țările. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a dat ocazia să venim aici, să binecuvântăm și să felicităm pe Domnul Primar, pe dumneavoastră, pe tot. Și acum ochii tuturor sunt ațintiți asupra dumneavoastră la ceea ce o să faceți în continuare. De aceea suntem, cred că sunt în asentimentul tuturor, felicitând pe Domnul Primar, pe ceilalți care sunt aici și acordându-le toată încrederea pentru misiunea încredințată lor de Dumnezeu. Ați văzut cum s-a citit la Apostol că nu este stăpânire pusă decât de la Dumnezeu. Și dacă ei poartă sabia sau dacă ei au în mână legile, dacă ei au în mână toate, atunci nu trebuie decât să ne supunem și să-i ajutăm. Toți cei care au ajuns mari, conducători de țară sau general, au ajuns mari datorită colaboratorilor lor. Chiar Napoleon a spus că dacă n-aș fi avut asemenea general, eu n-aș fi cucerit lumea. E bine, aici trebuie să ne axăm mai mult, să avem colaboratori buni, să ne înțelegem, să luăm unele decizii corecte și a spune eu să nu mai repetăm unele greșeli ale trecutului, ci să mergem înainte cu inimă curată, cu inimă bună, cu inimă liniștită, având încredere și noi în conducere și conducerea în comunitate. Slăvim pe Bunul Dumnezeu și felicităm pe Domnul Primar pentru activitatea pe care a avut-o în cei 4 ani și urăm succes în continuare în noua investitură pe care o începe astăzi. Felicitări, Domnul Primar! Preacuvieșilor Părinte, de asemenea și Maicilor pentru frumoasa slujbă de care am avut parte. Mă numesc Daniel Borghiu, sunt reprezentantul prefectului județului Bacău pentru această ceremonie de constituire a Consiliului Local Baicea. Vă rog să permiteți să vă prezint ordinul prefectului. Numărul 355 din 20-10-2020, din care a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Baicea pentru data de astăzi, 26-10, ora 14, și întrucât din numărul de 13 consilieri locali stabilit în ordinul prefectului numărul 225 din 14-7-2020, de 12 consilieri, au fost validate mandatele număr de 12 consilieri, sunt întrunite astfel condițiile pentru convocarea ședinței de astăzi privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. În continuare, îmi rog pe doamna secretar să ne prezintă care este cel mai în vârstă Consiliul Local, precum și cei mai tineri Consiliul Local, pentru că aceștia vor conduce în prima parte ședința de constituire a Consiliului Local. Da. Din analiza documentelor dosarului de validare al Consiliului Local Parinca, a rezultat faptul că cel mai în vârstă dintre consilierii locali este domnul Ghibire Iulian, născut în anul 1951, urmat de cei mai tineri consilieri local, doamna Fuioagă Elena Diana și doamna Spânu Angelica. Care pot... Domnul Bibire, nu ați fiind conducătorul. Am rugămintea să dați citire încheierii din către Bacău, pe care au fost validate mandatele consilierilor locale. Da.
doamne președinte de ședință, vă rog să dați citire închirii cor, a primei cor și a ultimei cor. Stimați invitați, am deosebită plăcere, împreună cu doamnele tinere de lângă mine, dar să știți că tinerețe e o stare de spirit, așa îmi paratează. Am deosebită plăcere să citesc validarea mandatelor de consilier. Aceste mandate au fost validate de către judecătoria Bacău, conform dosarul numărul 11.750, 180-220. În numele legii, mă auziți fără microfonul? Da. În numele legii, dispune, admite în parte cererea având ca obiect validare mandate consilier local, formulate de petentul biroului electoral de circunscriție numărul 63, Comuna Paricea. Validează mandatul următoarelor consilieri locali, alași pentru Consiliul Local al Comunei Paricea, județul Bacău. Dobrane Șelena, Paul Eusebiu, Hâncu Constantin, Cornei, Dima Gabriel, Durac Vasile, Cuioagă Diana Elena, Spânul Angelica și Greco Vasile. Candidați pe listele Partidului Social Democrat. Grecu Daniela. Grecu Daniela. Da. Așa scrie aici. Da. Vasilac Ion și Dămoc Iuliana, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Bibire Iulian, candidat pe listele Alianța Liberală și Democrațelor. Andrieș Ciprian, candidat pe lista Uniunii Salvați România, UTR. E nevoie să mai scriu și respinge ca prematur introdus propunerea de validare a anumitului Păruș Mircea. Asta se va realiza în ședința următoare. Pentru că există o procedură. Da. Vă mulțumim, doamna președinte, ședință. Vă rog pe doamna secretar să invite consilierea că mandate au fost validate conform încheierii pe către de mai sus, să depună jurământul prevăzut de lege. Da, mulțumesc. Domnul Andrieș Ciprian. Poftiți, domnul consilier, aici. Subsemnatul Andrieș Ciprian, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Paricea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările în completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paricea, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamna consilier. Domnul Vigire Iulian. Semnatul Bibliei Iulia, consilier în cadrul Consiliului Local Comunei Paricea, de Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 107 din Ordonanța de Urgență numărul 5, privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paricea, așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata
Dămochiul Iana, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Parinci, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Parincea. Așa se naște Dumnezeu. Și doresc succes mult noi administrații, chiar dacă este veche, parte dintre consilieri sunt deja noi, și să dea Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire ceea ce au promis cetățenilor Comunei, pentru că sunt într-adevăr o mare majoritate care au încredere în dumneavoastră. Domnul Dima Gabriel. Bună ziua. Jurământ. Subsemnatul Dima Gabriel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Parincea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnata Dobraniș Elena, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Parincea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vasile. Subsemnatul Durac Vasile, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Parincea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Fuioagă Diana Elena, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunii Parincea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării
și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Paringea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Grecu Daniela. Bună ziua! Subsemnata Grecu Daniela, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Paringea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/19, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paringea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mult succes tuturor! Domnul Hâncu Constantin Cornel. Bună ziua! Subsemnatul Hâncu Constantin Cornel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Paringea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 111 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paringea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Județul Bacău, în conformitate cu prevenirea articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind abordarea codului administrativ cu modificările și completările următoarele, depunerea în fața Consiliului Local următoarele jurământ. Jur să-mi respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Paringea. Așa să mă ajute Dumnezeu! Consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Paringea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paringea. Asta ne ajute Dumnezeu. Domnul Vasilachi Ion. Bună ziua! Subsemnatul Vasilachi Ion, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Paringea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 55 din 2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paringea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul
mulțumesc sau nu, felicitări tuturor consilierilor și domnului primar pentru noul mandat. Da, conform ordinului prefectului 245 din 14 iulie 2020, numărul de consilieri locale ce compun Consiliul Local al Comunei Parintea este de 13. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, au fost declarați aleși 13 consilieri. Primul consilier local validat pe lista PSD era mandatul domnului Sorin Roșu, care a optat pentru funcția de primar, fiind invalidat de către instanță. În perioada imediat următoare va urma validarea primului supleant al acestei formațiuni. Mulțumesc, doamnă secretară. Potrivit articolului 118 din Codul Administrativ, Consiliul Local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul consiliului local stabilit pentru acesta. Astfel, având în vedere că pentru Consiliul Local Parintea au depus un număr de 12 consilieri jurământul, prin urmare, acest consiliu local este legal constituit. Urmează ca în 3 zile de la această ședință, prin ordin al prefectului, să constatăm îndeplinirea condițiilor legale privind această constituire. Vă mulțumesc! Bun, în continuare, dați-mi voie să dau citire încheierii judecătoriei Bacău de validare a primarului. Astăzi, încheierea dată în Camera de Consiliu din 9 octombrie 2020, dosarul 196/95/180/2020, având ca obiect validare primar, în numele legii, instanța dispune. Admite propunerea Biroului Electoral de Circumscripție Electorală numărul 63, Comuna Parintea, județul Bacău, validează alegerea domnului Roșu Sorin, născut în 22 a 2 a 1970, cu domiciliul în sat Lănești, Comuna Parintea, județul Bacău, în funcția de primar al Comunei Parintea, județul Bacău. Felicitări, domnule primar! Vă invit să vă mulțumesc! Primarul Comunei Parintea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Parintea, așa să-mi ajute Dumnezeu. Perioada următoare, în sensul că, potrivit prevederilor legii 176/2010 privind declarațiile de avere și de interese, corroborat cu prevederile legii 161/2003 privind conflictele de interese și transparența decizională, o să aveți obligația, ca maxim 30 de zile de la constituirea Consiliului Local, să depuneți atât declarația de avere cât și declarația de interese. La finalul ședinței,
O să primiți câte un mail formulat din acest exemplar. Totodată, certificatul constatator al alegerii dumneavoastră, care le-am primit de la biroul electoral de circunscripție. Felicitări tuturor și pe parcurs o să ne mai întâlnim și vom face tot ceea ce este de făcut pentru bunul mers al lucrurilor în Comuna Varina. Felicitări încă o dată! Având în vedere că s-a fost constituit Consiliul Local, domnul primar are mânată eșarfa, intră în atribuții. Domnul președinte de ședință, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă adresez că acest proces verbal al ședinței va trebui semnat și către dumneavoastră. Cu aceste cuvinte, dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul, vă invit. Dacă nu, numele prefectului Bacău, vă felicit. Și spor la mult. Declarăm ședința închisă. Mult succes în activitate.